Perfect. Și acum, Stefania, deci în 6 și 8, 14, 1 și cu 2, 3 și cu 6, 9, și faci 194 s-au vândut în cât? În cea de-a doua zi. Da. Deci în prima zi 68, în a doua 194, ce facem ca să vedem că s-au vândut în cele două zile? Nu? În cele două zile, la un loc. Le adunăm. Le adunăm. 194. Adică 194 plus 68 este egal cu? Plus, nu 60. Da, 194 plus 68. Da. Egal cu? Te rog să vă dorești. 8 și cu 4, 12, nu? Că la unui 8 îmi trebuie un 2 până la 10. 262. Ai făcut deodată, da? Ia să vedem. 262. Foarte bine. 262. Eu vreau să mă gândeam acum 8 și cu 4. Păi lui 8 îmi trebuie un 2 până la 10. Da. Deci 12. 2 și 1 acela până la 9 facem 10 și cu 6, 16. 262. Ai avut dreptate. Și acum ca să vedem câte au mai rămas de vândut din numărul total de 262 minus 612. Nu, nu. Păi din numărul total de 612. Scădem pe 262, nu? Da, dar nu avem. Pentru că 612 e mai mic decât. Cum 612 e mai mic decât? Te uitai greșit. Deci zicem, 612 minus 262, ca să aflăm câte au mai rămas. Da. Și zicem, 2 din 2, 0, 6 din 1, nu se poate, ne împrumutăm, 11 minus 6, 5, 5. Și au rămas 5 aici, mai ales loc de 6, 5. Și vin 5 minus 2, sau 2 din 5, 3. 350 au mai rămas, 350 au rămas la vânzare. Așa am făcut problema asta cu ce am făcut noi cu napolitane. Dar puteți de închipui în banane. Sau orice. Și nu are importanță. Important să îmbrăcăm problema frumos. Zi-mi o altă problemă că am făcut și cu asta. Atât am avut. Nu mai lasă-mă, nu se poate. Mai facem alte probleme. Dar tu nu ai manual, așa? Nu, dar mai am probleme pe fișă care e. Hai, te rog. Te rog, facem și probleme în plus. Fetelor, de acum când facem tema, facem și în plus. Da? Ca să ne antrenăm să fim cele mai tari. O să vedeți, doamne, învățătoare, nu o să vă descopere cât de bine o să vă descurcați la matematică. Zicem, Ramona, te rog. Folosim datele 842, 7 și 36 vom pune o problemă care să se rezolve printr-o înmulțire urmată de o adunare, respectiv o scădere. Ia să vedeam, mai să iau așa ușor. Deci folosim niște date, niște numere care le-ai tot da. În ordine. Deci folosim datele. 842, 7 și 36. 872. 842. 842, da. 7. 6. 7. 7, da. Și 36. 36. Și ce operație să fac? Printr-o înmulțire, urmată de o adunare. Deci să fie o înmulțire. Urmată de o adunare. Apoi o adunare. Respectiv o scădere. Și prin o scădere. Să compunem o problemă folosind aceste numere 842, 7 și 36. Gândim acum așa, vezi că o facem. Trebuie să compunem o problemă. Dar la dacă am pus probleme, suntem foarte tari, nu așa? Ne descurcăm. Deci, 7, 36 și folosind înmulțire, adunare și când o scădere. Înmulțire, adunare.
mare și scădere. Numai cu numerele acestea. 842, 7 și 36. Cine reușește? Cine reușește? Numerele 842, 7 și 36 să și înmulțire, adunare și scădere. E, cum să facem aici? Să îmbrăcăm o problemă frumoasă cu operațiile acestea și folosim numele de mai sus. Ai gândit ceva? Ia să vedem, Ștefania, ce propune. Într-o bibliotecă sunt 842 cărți. A doua zi... În prima zi... În prima zi... 7 copii aduc 7 cărți care le-au împrumutat. Deci 7 copii aduc 7 cărți, da, care le-au împrumutat. Pe care le-au împrumutat. Iar a doua zi, 36 de copii iau 36 de cărți. Deci fiecare câte o carte, da? Da. Și așa ne este 842 plus 7 și rezultatul minus 36. Dar n-am folosit operația de mulțire. Trebuie să apară și operația de mulțire, nu? Zice autorul. Să avem și o mulțire pe acolo. Iar la treia zi... Citește o dată problema, să vedem. Deci, ca să înțelegem bine. Folosind datele 842, 7 și 36, compune o problemă care să se rezolve printr-o înmulțire, urmată de o adunare, respectiv o scădere. Deci mai întâi o înmulțire, urmată de o adunare. Deci în ordinea asta, întâi o înmulțire, apoi o adunare și pe urmă o scădere. Trebuie să refer, să facem o problemă în care să folosim aceste trei operații. Da? Și numai de acestea. 842, 7 și 36. Mie mi-a ieșit afară adunare. Așa.
că sunt doar câți termeni aici, 1, 2, 3 termeni și câte operații. Una, două, trei operații, da? Trei operații. Și asta înseamnă operația se produce între doi termeni și parcă mai trebuie un termen de acolo, nu? Asta ar fi. Dar să vedem ce ai reușit tu să faci. Eu m-am gândit că puteau fi 842 de saci și se folosesc 36 de castroane sau ustensile care pot lua 7 grame și pun în salci, dar nu... Tu ai vrut să surprinzi cum ai măsura cu o anumită unitate de măsură, nu? De 7 ori, câte 36, eventual, acolo, să vezi cât o mai rămas, dacă ai luat de acolo din saci aceea, să le zicem că erau niște saci cu grâu, sau știu eu, zicem așa, închipuim. Da. Dar e complicată un pic problema, în sensul că o să o găsim mai practic, așa, prin o formulare mai la îndemâna noastră. Eu și o mulțire. În ordinea asta, da? Mulțirea. Să ne vine în minte, să facem. Întrebarea este dacă avem voie să folosim unul din numerele 842, 7 sau 36 de două ori. Că ce spune acolo? Folosim numerele acestea. Dar nu ne spune să le folosim o singură dată. Nu, deci putem. Putem să ne gândim să le folosim chiar de două ori. Dacă situația o impune. Însă să îmbrăcăm problema ca să apară în succesiune, zice așa, în ordinea asta să apară. Înmulțire, apoi adunare și pe urmă scădere, nu? Dar numerele nu neapărat în ordine. Putem folosi, cred, și mai multe înmulțiri. Și mai multe. Ia, citește încă o dată. Folosind datele 842, 7 și 36, compune o problemă care să se rezolve printr-o înmulțire urmată de o adunare. O înmulțire, o adunare și prin o scădere, parcă zis. Da. Deci o singură înmulțire, o singură adunare și o scădere. Deci nu avem voie să folosim de mai multe ori înmulțirea. Deci operațiile să fie numai trei, atât. Erau 36 de apartamente cu 7 camere. În blocul de vis-a-vis erau tot 36 de apartamente de același fel. În total erau 842 de apartamente. Câte... 530 dintre ele? Când zice 530, băiatul numărul 530.
Deci nu ai voie să-l folosiți alt număr. Atunci 36 dintre ele au fost ocupate. Așa. Câte apartamente au rămas neocupate? Neocupate. Hai să le vedem pe altă. Deci, într-un bloc erau 36 de apartamente cu câte 7 camere fiecare. Așa. Sunt 7 apartamente. Am. 7 36 apartamente cu 7 camere. Acum zice apartamente cu 7 camere. Ce camere, ce apartamente sunt alea care au 7 camere, nu? Cam niște vile. În blocul de vis-a-vis erau tot 36 de apartamente. La fel, adică tot cu 7 camere. Așa. În total erau 842 de camere. 842 de camere, da? Sau în 7 blocuri sunt 36 de apartamente fiecare. Deci în 7 blocuri sunt 36 de apartamente. Fiecare. În fiecare bloc câte 36, da? Da. În total sunt 842 de apartamente. Da. Dintre ele au fost ocupate 36. Câte apartamente au rămas neocupate? Da. Mai vedem încă o dată. Deci mai întâi ar trebui să facem 7 ori 36. Da, ca să vezi câte camere sunt în cele 36 de apartamente. Sau în câte 7 blocuri? Câte apartamente sunt în cele 7 blocuri? Da. Și... deci într-un cartier, hai să formăm, într-un cartier sunt 7 blocuri, fiecare cu câte 36 de apartamente. 7 blocuri, fiecare cu câte 36 de apartamente. Bun. Dar trebuie să facem 7 ori 36 ori 7. Deci într-un cartier sunt 7 blocuri, fiecare cu câte am zis, 36 de apartamente. Da? Blocul are apartamente. Fiecare sunt identici, sunt identici ca construcții. Și dacă facem 7 ori 36, nu ne dă 842. Păi bun, de mai puțin. Da. Faptul că sunt în cartier 7 identice. Putem afla câte apartamente sunt în cele 7. Și până mai, în tot cartierul sunt mai multe blocuri, nu numai 7, ci mai multe blocuri. Numărul total a apartamentelor din toate blocurile sunt 842. 7 dintre blocuri sunt identice cu câte 36 de apartamente. Aflați câte apartamente sunt în celelalte blocuri. Deci aflăm câte apartamente sunt în celelalte blocuri. Dar avem o înmulțire, 7 ori 36. Apoi o scădere ar veni, că scădem din 842 pe... Și ne mai trebuie adunare. Și ne mai trebuie o adunare. Aici e povestea. Cum să îndepărnăm și o adunare ca să mă duc pe partea ta? Într-un apartament sunt... Deci trebuie, după o mulțire, ne trebuie o adunare și pe urmă scădere. Și
trebuie să faci o mulțire și te focaliza pe mulțirea tare. 7 ori 3 e 6, da? 7 ori 3 e 6. Trebuie să urmezi o adunare, da? Și vorba scădere. Și vorba scădere. Acum este... Salut, bine ați venit. Da. Hai să mai vedem. Ne-am dus noi cu apartamentele. E foarte bine. Am înghebat așa ideea că într-un cartier sunt atâtea blocuri identice, 7. Fiecare bloc conține 36 de apartamente. În total, în colonia respectivă sau nu, în cartierul acela sunt atâtea apartamente, 842 de apartamente, ca să aflăm câte apartamente sunt repartizate în celelalte blocuri, care nu mai sunt identice cu astea, apare și o scădere. Dar acum ne mai gândim cum facem și o adunare. Că ne trebuie și o adunare. Da? Cum reușim? Lăsăm asta să ne gândim pentru data viitoare, să vedem ce idee ne vine și urmează ca pentru asta s-au compus cele două probleme, nu? Sau câteva, dar două sau trei? Trei probleme. Mai facem încă două probleme, mai compunem încă două probleme în varianta aceea care v-am dat-o eu cu fracția dintr-un număr, nu? Că așa am făcut noi problemele pentru astăzi. Acum am avut pentru astăzi. Așa. Ah. În varianta care am avut pentru astăzi. Deci așa am făcut. Da. Ne oprim aici, dragilor. Vedeți, și la clasa a patra, trebuie să vă spun, și la clasa a patra putem imagina fel de lucruri, iar partea asta de compunere a problemelor rămâne fascinantă, nu? Că trebuie să îmbraci într-un anumit context. Acum, l-am dus la propunerea lui Ramona cu apartamente, cu cartier, cu nu știu ce. Dar ne putem gândi și la altceva. Știu eu, banane, așa, care să fie hazliu. Am să vă propun eu o problemă. Trei prieteni, și vă puteți nota și voi de-aia cei de-a șasa. O problemă frumoasă. Trei prieteni merg la cules banane. Da. Și vine vorba de banane. Și culeg ei toată ziua. Culeg, fac o grămadă mare de banane acolo. Și la un moment dat, obosiți fiind, zice, mai las că le împărțim în dimineață. Dar fiecare îi împărțesc din minte următoarea idee. Știi ce am să fac? Am noapte am să mă strezesc. Și mi-au parte din banane. Și pe urmă, nu se prinde celălalt. Baram, porcanul mare acolo, nu o să prinde. Și face așa. Împarte în trei, porca, așa, tot gramada aceea în trei, își ia el o parte, dar când împarte în trei, se zice asta, da, vedeți, fetelor, mergeți? Da, nu, lăsăm problema, da. El a deschis, nu, tot? Vine și el la două fetițe? Da? Da, bun. Împart în trei, deci împart în trei și nu se face împărțirea în trei exact. Rămâne restul banană. Da. Și vine maimuța și o mănâncă. Mănâncă banana aceea. Rămâne restul banană și o dă la maimuță. Acum, al doilea se trezește un pic mai târziu, pâș, dormind, așa. El, celelalte două grămezi, l-a adunat. Numai una și-a luat o parte, că a fost corect. El și-a luat numai partea lui și... Ați înțeles, nu? Și-a luat partea lui, celelalte două părți le-au unit la un loc și s-au zis, știți, și bă, sunt cel mai tare, n-am treabă. Acum când a venit, s-a scoat cel doilea,
voi mă ții de somn, așa, repede fuge, îmi parte în trei, rămâne tot așa o banană la sfârșit, eu de la maimuță, așa, și își ia partea aceea, după care le adună pe cealaltă două, scoară și al treilea, și se pare că, că s-a cam mișorat grămada aceea acum față de cât a fost la început. Da! Deci, să nu mă știe niciunul, parte și el în trei, și ieși la o parte, rămâne o banană, o dă la maimuță. Dimineață, toți așa, zice, băi, dar parcă e cam puțin, dar n-avea cum să reproșeze cuiva. Că toți furaseră, nu? Toți au fuseseră stăpâniți de aceeași idee. Așa că dimineața au împărțit în liniște ce au rămas în trei, au rămas tot o banană, o dată la maimuță și întrebarea este câte banane au fost în grămadă. Da? Deci, rămâne să vă gândiți la problema asta. O problemă foarte frumoasă. Să vedem cum gândim. Deci, ați zis, au cules cei trei prieteni toată ziua, făcut o mare grămadă acolo. Acum, primul care se scoală în parte în trei grămada și o parte o pitește, iar rămâne restul o banană și o dă la maimuță, le adună pe celelalte două grămezi, al doilea face la fel, al treilea face la fel și dimineață, când se trezesc, fac aceleași situații și au o parte și rezolvă treaba. Da, ne oprim aici, când mi-a venit echipajul de...